ați venit în clasa pregătitoare, v-am primit eu. Exact. Am terminat în prea mare suport de flori astăzi. De ce m-ați lăsat singură? De ce m-ați lăsat singură? M-a lăsat singură? Dragi colegi, iată-ne ajuns în ziua în care se încheie cei 5 ani petrecuți împreună. 5 ani de muncă, de efort, de succese și de bucurie. Vă mai amintiți prima noastră zi de școală? Frunzele ruginii se pregăteau să țeasă covorul toamnei. Ne-am întâlnit în curtea școlii. Povestea noastră începea cu descoperirea clasei, a băncii, a colegilor. Începea cu lacrimi de teamă sau sfioase semne de prietenie. A venit apoi vremea bastonașelor, a literelor, a primelor adunări, apoi problemele, tabla înmulțirii, cititul, povestitul. Și anii au trecut. Privind în urmă, totul ni se pare acum atât de simplu și ne vine să zâmbim gândindu-ne cât de greu am scris primul nostru cuvânt, cuvântul mama. Orice muncă cere efort, iar munca noastră a cerut mult efort, dar efortul a fost încununat de multe bucurii. Noi suntem boboci de acum 5 ani, am crescut, am muncit, am și greșit, unii mai mult, alții mai puțin, dar din greșeli am învățat cu toții. La toamnă vom fi elevi în clasa a 5-a. Vom face cunoștință cu obiecte de studii noi, cu profesori noi. Nimic nu trebuie să ne sperie, deoarece tot ceea ce am învățat în acești 5 ani constituie o adevărată bază pe care se va înălța învățătura viitoare. Pășim încrezători în noi spre clasele mai mari. Creștem sănătoși la trup și la minte. Învățăm cu dragoste și sârg spre bucuria părinților și învățătorilor noștri. Parcă e toți ne-am strâns și la școală am pornit cu pași repezi ușor și grăbiți. Uniforme aveam fericiți, noi eram parcă ieri, parcă ieri, parcă ieri. Anii au trecut ușor ca un cârm de cocor, ca un fulger ce trece. Dar acum
de 15 ani, ce s-au scurs ca ieri, care au trecut așa în pulpă, de atunci sunt vreo 5 primăveri. Era o zi cu soare plin, cu veselie și cu flori, veneam cu mamele de mână și aveam doar 6 anișori. Anii trec când bor ca vântul și când nu te duce vântul. Într-a patra am ajuns și avem multe de spus. Suntem mari, vedeți prea bine, nu ne facem de rușine. Matematica o știm, știm să scriem, să citim. Privim în urmă cu mândrie, dar și cu o urmă de regret. Și ne întrebăm ce-ar fi să fie să treacă anii mai încet. Ce-ar fi să poți să-i ții în loc sau să-i oprești din drum puțin, ca să n-ajungă la soroc, căci pleacă și nu mai revine. În clasa noastră, cu adânci poșniri, o bancă încărcată de amintiri. Mă întorc cu gândul către vechiul rost să întâlnesc copilul care am fost. El stă în bancă, mic, ascultător, și soarele îl mângâie pe păr. În ochi un zâmbet care îmi dă în plâns și mâna mică ține tocul tot mai strâns. Îi vrea să mă apropii să-l ajut, dar nu pot lua de la început. Să stăm alături amândoi, dar timpul șa de acum între noi. În clasa cu năzbute și copii și zvonul îndepărtat de jucării. Mereu stăpână peste bancă fie nestăvilita mea copilărie. Minunile lumii, minunile firii, nu șapte cum s-a spus de atâtea ori. Adevăratele minuni ale omenirii, crezi miliarde în grădinile iubirii și cele mai frumoase flori. Cele mai frumoase flori nu spanseluțele nici trandafirii. Cele mai frumoase flori apar pe lume în grădinile iubirii. Cele mai frumoase flori se duc la școală cu lecția învățată și chiar de nu i-am notat 10 câteodată, sunt totuși cele mai frumoase flori. În lumea întreagă întâlnim atâtea flori, ha, ha, pe care le sărută soarele în zori. Ha, ha, ia frutura și catifea plin de iubire, le fac într-una declarații de iubire. Surusul lor are ceva copilăresc, ha, ha, care vibrează ca un suflet omenesc. Dacă între mine lumii mără de culoare, păstă speranțe, bucurii și sărbătoare. Și totuși, și totuși, cele mai frumoase flori nu-s mazeluțele, nici trandafirii. Cele mai frumoase flori apar pe lume în grădinile iubirii. Cele mai frumoase flori se duc la școală cu lecția învățată și chiar de nu le-am învățat 10 câteodată, sunt totuși cele mai frumoase flori. De vremea aceea, ghiozdanului se părea un geamantan, iar școala, o cetate din povești, număra până la 10, castane, flori, frunze, cocori. Ceilalți copii, toți școlari ca și mine, parcă mă priveau ciudat. Mă sperie alarma celor mari, precum și teama din ochii boboci. Ce bine era acasă, aș fi vrut să mă duc acolo unde mi-au prietenii. Aș fi vrut în același timp să învăț și să citesc. Ce lucru mare însemna pentru mine a ști să citești. Cu gândul la citit și la povești, am acceptat să intru în rând cu ceilalți copii, să stau în bancă, să răspund la întrebări, să scriu cele din tâi bastonașii. Odată cum scria primilor bastonașe, am simțit că pot face și oriceva, că pot învăța ținând seama de sfatul Doamnei. Apoi, cum scria primilor litere, am simțit că sunt școlar și că am răspunderi foarte mari. Am învățat de-a lungul acestor ani că o carte este un lucru extraordinar, care trebuie respectat. Cartea trebuie abia atinsă de gândurile noastre. Nu e un lucru mai medem pentru un școlar decât să rupă sau să murdărească firele unei cărți. Am mai învățat că aceste comori, care sunt cărțile, trebuie să-și aibă locul lor în bibliotecă. Și că noi, la vârsta noastră, trebuie să ne organizăm în ca bibliotecă. Cartea rămâne prietenul cel mai bun. Vom păsta cărțile după ce le vom citi cu drag și vom lua din ele căldură și frumusețea limbii noastre. Fericirea începe chiar cu tine, cu
cu un zâmbet și priviri senine, cu o rază ce smângâie fața în toată dimineața. Cu un minunat răsărit de soare, cu un râs frumos ce prinde culoare, cu lumină în suflet și gânduri bune, omule și o minune. Hai să fim fericiți, viața este frumoasă, nu încetați să iubiți, viața e misterioasă, oferiți, dăruiți. Numai iubire să aveți fericire, nu încetați să visați, doar la vise reale, important să nu dați, la lucruri banale, oferiți ce aveți și tot ce vă înconjoară, iar în suflet păstrați. Numai primăvară, pentru tine soarele răsare, pentru tine înflorește o floare, pentru tine păr să ciripesc și grădinile înfloresc. Și natura toată iar învie, mii de fluturi zboară pe câmpie, toată iar vin pentru a ne spune, omule, ești o minune. Frumoasă, nu încetați să iubiți, viața e misterioasă, oferiți, dăruiți. Numai iubire să aveți fericire, nu încetați să visați, doar la vise reale, important să nu dați, la lucruri banale, oferiți ce aveți și tot ce vă înconjoară, iar în suflet păstrați. Numai primăvară. Învață de la apă să ai statornic drum, învață de la flăcări că toate sunt mai scrumi. Învață de la umbră să taci și să veghezi, învață de la stâncă cum neclintit să crezi. Învață de la soare cum trebuie să apui, învață de la piatră cât trebuie să spui. Învață de la vântul ce alie pe potești cum trebuie prin lume de niște să treci. Învață de la toate, că toate sunt surori, cum trebuie să treci frumos prin viață, cum poți frumos să mor. Învață de la vermi, că nimeni nu-i uitat. Învață de la nufăr mereu să fii curat. Învață de la flăcări ce avem de ars în noi, învață de la ape să nu dai înapoi. Învață de la umbră să fii smerit ca ea, învață de la stâncă să înduri furtuna grea. Învață de la soare, ca vremea să-ți cunoști, învață de la stele, că încerci să nu mai oști. Învață de la grea, învață de la grea, învață de la greier când singur ești să cânți, învață de la lună să nu te înspăimânți. Învață de la vulturi, că zumerii ți-s grei și du-te la furnică să vezi povara ei. Învață de la floare să fii gingaș ca ea, învață de la oaie să ai blândețea sa. Învață de la păsări să fii mai mult în zbor, învață de la toate că totul e trecător. Ia seama fiu al jertfei prin lumea în care treci, să înveți din tot ce piere cum să trăiești pe veci. Și acum la revedere, dragă școală, nu-ți plânge coridoarele pustii, și pregătește-te plină de la toamnă, în clasa a cincea tu ne vei primi. Astăzi chiar sunt fericit, m-am trezit din somn zâmbind, mă simt ca și când plutesc, simt că mă topesc. De Giordanul mi l-am luat și spre școală am plecat. În tot repetam în gând și am început să cânt. Vine vacanța și e bucurie, până la cerul mi-aș dori să sar. Este ziua în care am mai crescut încă un an și am primit vacanța în dar. Mi-este dor și de bunici și de cei mai buni amici, dar în curând îi voi vedea spre bucuria mea.
primi vacanța în dar. Ce mică e vacanța mare și ce dor mi-a fost de ea. La școală visam că o așteptam, dar ea când vroia venea. Ce mică e vacanța mare, spuneam când eram școlar. Dragii mei, sper să reușesc să vorbesc până la final tot ce mi-am propus, pentru că emoțiile mele sunt mari și cred că se văd. Astăzi încheiem călătoria noastră împreună. Au fost 5 ani minunați, am copilărit alături de voi, am avut parte de bucurii, au fost și momente neplăcute uneori, însă au predominat împlinirile și mulțumirile mele sufletești, mai ales astăzi când vă văd că ați crescut frumos. Și când spun asta, nu mă refer doar la aspectul fizic, asta este vizibil. Ați crescut frumos ca oameni și asta mă bucură și mă înalță și sper că și pe părinții voștri la fel. Vă mai amintiți prima voastră zi din clasa pregătitoare? Eu mi-o amintesc și mi-amintesc chipurile fiecăruia dintre voi. Erați atât de mărunței, unii erați zglobii, abia așteptați să intrați pe poarta școlii, în schimb, printre voi, erau și copii care plângeau. Le era teamă. Oare de ce vă era teamă? De mine? Vă era teamă? Da. Vă rugau? Dar după ce m-ați cunoscut, a dispărut teama, da? Am depășit împreună toate obstacolele și iată că am format o echipă frumoasă, o echipă puternică. Am reușit, alături de părinții voștri, să trecem printr-o mare provocare, să facem față unei provocări cu care lumea nu s-a mai întâlnit până la acel moment și mă refer la activitățile pe care le-am desfășurat în perioada pandemiei.
Chiar dacă formatul online al cursurilor nu v-a plăcut la început, după aia ați gustat din asta. Vă amintiți când strigam, deschide microfonul, deschide camera, nu? Am reușit împreună să gestionăm situațiile de atunci și să facem fața acestei provocări. Eu vreau să vă felicit pentru toată munca voastră din cei 5 ani, pentru perseverența de care ați dat dovadă și mai ales pentru faptul că am observat în fiecare zi ați încercat să vă depășiți limitele, să fiți mai buni, să evoluați, nu-i așa? Dar dacă nu îi aveați în spate pe părinții voștri care astăzi vă privesc și cu emoție și lăcrimează, n-am fi reușit acest lucru. Haideți să-i aplaudăm pe părinții voștri. Dacă ar fi să mă întrebați ce simt eu acum, nu știu să-mi definesc sentimentele. Simt și tristețe și bucurie. Am să vă spun de ce sunt tristă. Pentru că, uite, astăzi am trecut singură pe sub podul de flori. Vă luați zborul și plecați din cuibul meu. Iar la toamnă, când voi intra în clasă, nu am să vă mai văd. Dar poate mai veniți să mă vizitați, nu-i așa? Nu mai veniți. Eu sper că da și sunt bucuroasă pentru că am satisfacția muncii îndeplinite. Știu că acum aveți în ghiozdanele voastre toate cunoștințele necesare pentru a face față oportunităților și provocărilor pe care le veți întâmpina în ciclul gimnazial. Dar cred că vă întrebați de ce v-am chemat cu monedele, nu-i așa? Le aveți la voi? Da. Ia să vedem cine are moneda. Hai, mâna sus! Aveți monedele? Hai! A venit la locurile voastre. Am glumit eu când m-ați întrebat de ce vă chem cu monedele și v-am zis că vreau să strâng ca să-mi cumpăr ceva, nu? A fost o glumă. Ridicați moneda, cei care o aveți. Ce înseamnă pentru voi monedă? Când auziți cuvântul monedă, ce înseamnă? Un sinonim, hai! Ce simbolizează moneda? Valoare, da? Și dacă mergeți acum la magazin cu această monedă, puteți să vă cumpărați ceva? Da. Ce vă cumpărați? O acadică. Dar dacă vrei să-ți cumperi o enciclopedie sau un telefon, reușești să cumperi cu această monedă? Ei? Nu, eu cred că trebuie să depui puțin efort, să pui în pușculiță în fiecare zi monede până strângi suma de care ai nevoie, nu-i așa? Eu vreau să vă amintiți de moneda de astăzi și să o purtați la voi, să fie moneda voastră norocoasă. Pentru că voi sunteți niște copii valoroși. Iar valoarea voastră va crește în fiecare zi în care veți pune în pușculiță o carte citită, o lecție învățată, un sfat bun, o vorbă bună, un ajutor pe care să-l oferiți prietenilor voștri. Ia uitați-vă la monedă. Câte fețe are moneda? Cine spune? Două. Ce se află? Ce se află? Pe o față este banul, da? Și pe cealaltă este stema. Hai să facem un joc. Aruncați moneda și vedem fiecare care parte primează la el. Hai, aruncați-o și puneți așa pe mână. Da? Mâna sus, cine are banul? Hai! Se spune că banul simbolizează înțelepciunea și încăpățânarea. Voi, cei care aveți banul, o să fiți încăpățânați. Ați auzit bine? Încăpățânați. Încăpățânați. Mă ascultați? Încăpățânați în ceea ce privește munca voastră pentru a vă realiza visurile pe care o să vi le propuneți. Deci de asta o să fiți încăpățânați și o să fie bine. Ia să vedem cine are stema. Voi, cei care aveți stema, o să puneți pe prim plan omul. O să aveți grijă de cei din jurul vostru. O să fiți niște copii empatici. O să-i ajutați, dar trebuie să știți că cele două fețe ale monedei nu există una fără cealaltă. Deci trebuie să fiți și încăpățânați și să puneți în prim plan și omul. Eu îmi doresc acum la final ca în toate acțiunile vieții voastre să fiți monede valoroase. Cu fiecare zi care trece să fiți tot mai valoroși pentru voi și pentru părinții voștri. Vă doresc mult succes în activitățile viitoare. Sunt convinsă că parcursul vostru școlar va fi unul cu rezultate pe măsura muncii și astăzi a venit vremea să vă recompensez pentru rezultatele din clasa a patra. Pentru ultima dată vă voi striga în ordinea catalogului.
Când vă auziți, veniți în față, da? Vă voi da o mică amintire. Și când vă auziți numele, spuneți prezent, da? Bine, mulțumesc. Să rămână aici. Rămânașul Eliza.